Și suntem aici la locul cu pricina, locul din care iese magia pentru voi, telespectatorii Metropola TV. Dacă ați uitat de acum câteva minute, vă reamintesc faptul că sponsorul nostru, Siviero Maria, gelateria ta italiană, pune la bătaie până la final verii, în fiecare zi, 2 kg de înghețată. Adică, fraților, 4 casolete a câte 500 de grame, care sunt numai ale voastre, voi alegeți aromele, pot fi diferite, dacă veniți aici la post la noi la Metropola TV și sunteți primii telespectatori din acea zi. Competiția se desfășoară zilnic între ora 9 și 16, așa că nu mai stați pe gânduri, veniți și luați-ne înghețata. Suntem la Casa Presei, corp A3, etaj 4, intrarea de pe Alea Tipografilor. Și am vorbit puțin mai repede, așa pot spune că m-a luat valul și e foarte tare că se leagă cu următoarea piesă pe care o să o ascultăm, pentru că următoarea noastră invitată este Alma Nicol, iar piesa chiar așa se numește. Val. După cum v-am promis și știți că mereu eu mă țin de cuvânt, altul noi în platou, Alma Nicol, bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Deci mi-a captat atenția clipul, eram acolo în lumea, spune-mi, te rog, unde ai filmat? Ah, ce mă bucur! Am filmat în Portugalia. Doamne, e superb! Da! E superb, în ce zonă? E fantastic! Am filmat în Porto, am filmat în zona Sintra, plaja aceea sălbatică, superbă, e în zona Sintra. Și ne-a cucerit pe mine și pe Ciprian Iacob, care a filmat videoclipul. Pot să intuiesc că ție-ți plac călătoriile, nu știu de ce. Am eu așa un feeling. Da, da, da. Îmi reîncarc bateriile de fiecare dată călătorind. Vezi de ce mișto e că poți să combini partea asta artistică și ce-ți place să faci, adică să cânti, să o combini și cu vacanțele, știi? Da. Eu am fost invidios pe artiști, pe voi care cântați și care vă plimbați și care munciți, în timp ce voi, de fapt, vă plimbați, nu munciți, că... Da, de data asta chiar nu pot să zic că am avut un plan dinainte stabilit, știam că vrem să filmăm, dar am mers pe calea sufletului. Ce am simțit, aia am filmat și mă bucur din tot sufletul că s-a potrivit foarte bine cu piesa. Piesa asta cum a luat naștere? Păi a luat naștere într-o seară acasă la prietena mea cea mai bună, când... Ciprian a pus mâna pe chitară și a venit cu o idee de riff, de chitară. Și eu am zis, ok, îl înregistrez, pentru că mie deja mi-a venit idee de piesă după riff-ul ăsta. Deja ați venit niște versuri parcă în cap? Deja melodia venise, versurile au urmat mai încolo și așa s-a născut. Așa s-a născut Val, care e o piesă despre desincronizările dintre oameni, dar partea bună este că ce-i Val ca valul trece, viața merge înainte, chiar dacă uneori nu suntem pe aceeași pagină sau unul vrea să meargă mai repede decât celălalt sau în altă direcție, totul se termină cu bine. Dar e un concept cumva foarte abstract, așa, de conexiunea asta dintre oameni, știi? Și tot, uite, eu nu pot să mă abțin, tot timpul întreb toți artiștii despre lucrul ăsta. Tu ai făcut cu un anumit feeling piesa asta, adică voi artiștii simțiți anumite lucruri în momentul sigur. În care scrieți, în momentul în care cântați anumite lucruri? De cele mai multe ori sunt episoade din viețile noastre și ceea ce mă bucură foarte mult, ieri am avut un concert la Grădina Botanică și au venit oameni la mine și mi-au spus, Doamne, mă regăsesc atât de mult în piesa ta și m-am bucurat enorm că abia am lansat-o și deja oamenii o cunosc și vin la mine. E o satisfacție enormă ca artist, știi, să zică cineva, băi, am ascultat-o și sunt acolo în filmul ăla cu tine, știi, adică sunt pe aceeași lungime de undă și... Da, m-am bucurat enorm și deja știau versurile, cântau cu mine, a fost minunat. Uite, pe de altă parte am mai auzit și artiști care povesteau că, măi, nu știu, prietena mea cea mai bună a trecut printr-o despărțire și mi-a povestit toate prostiile care s-au întâmplat și cum a fost totul și mi-a venit o idee de piesă de la povestea ei. Da, Poate întâmpla și așa? Absolut, absolut, da, da. Putem să găsim inspirație oriunde și într-un film. Eu am scris o piesă anul trecut și după un film, după Before Sunset, al lui Richard Linklater. Deci, de oriunde. Ce alte proiecte mai urmează pentru tine? Eu sunt și actriță și în toamnă urmează să apar într-un musical, un musical 100% românesc, care se numește Heartbeat și se va juca la Sala Gloria în București. Până atunci voi mai avea concerte și în București și în țară și puțină vacanță. Unde? Unde? Spune-mi unde. O să mergem o săptămână la mare și în nordul țării vrem să mergem la Psihăstria Putnei, la liniște. La liniște. Acolo liniște. Se audă doar păsărelele să fie verdeață și voi și liniște. Exact.
Dar uite, până la vacanță, spune-mi cum faci cu balanța asta între actorie și muzică? E vreuna dintre ele mai jos decât cealaltă sau le jonglezi pe amândouă în egală măsură? Da, da, le iubesc pe amândouă în egală măsură și mi se pare că se completează foarte bine. Experiența mi-a arătat că e chiar ai una tu în mânecă în momentul în care ești actor și ești bun și pe muzică sau ești muzician și ai și partea asta de actorie destul de aproape de tine. Cred că în ambele meserii cumva te avantajează dacă o știi bine și pe cealaltă. Să știi, da. Că mereu am fost întrebată, dar nu e obositor sau nu o să alegi până la urmă doar una. Dar merg atât de bine împreună. De ce? De ce să renunț? Iar printre cântările pe care le ai, cu siguranță loc și de repetiții. Cu siguranță. Cum stai cu time management-ul? Nu e ușor, dar m-am disciplinat și reușesc să le fac față la toate. Culcat poate mai devreme, anumite lucruri trebuie puse la punct. Când am filmări de dimineață, cu siguranță, sau repetiții, sau, da, cu siguranță. Da, apropo de chestia asta că te ajută foarte mult una la cealaltă, am înțeles că și la anumite castinguri sunt actorii au probă de cântat. Eu nu știam treaba asta până acum ceva timp. Adică trebuie să știu să cânt. Eu mă gândeam tot timpul, că ești actor, de ce ar trebui să știu să cânt? Nu sunt cântăreț. Da, trebuie să joci, practic. Da, pentru că în foarte multe spectacole sau filme, acum se inserează și momente muzicale și se caută oameni cu veleități artistice și pe partea de muzică. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit la noi. Să știi că mi-ar face foarte mare plăcere să ne povestești, poate data viitoare, când ne calci pragul, și despre piesa de teatru. Poate chiar după lansare, cred că ar fi foarte drăguț. Cu siguranță, în noiembrie o să fiu aici. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Și că tot am vorbit și despre zona asta de actorie, cred că ar trebui să fim cu ochii neapărat pe American Gigolo acum în septembrie, pentru că serialul care a fost filmul, care a fost lansat acum vreo, cred că 30 și ceva de ani, va reveni pe micile ecrane, pe o platformă de streaming, iar povestea continuă. Haideți să vedem prezentarea sa. Cine se trezește de dimineață departe ajunge, iar dacă aveți puțin timp liber dimineața, eu vă recomand să vă faceți puțină ordine în casă. Sau mai bine este să vă gândiți cum vă puteți organiza casa puțin mai bine, ca să vă fie mai ușor să luați anumite lucruri din anumite locuri. Iar pe această cale aș dori să o invit alături de noi pe Mădălina Preda, expert în organizare, care ne-a adus o mulțime de recipiente aici, care mai de care nu știu ce fac toate, spun sincer, dar o să vreau să aflu până la final. Cum organizăm casa mai bine și ce folosim și pentru pe ce? Pe această cale, bună dimineața! Bun. Ce avem aici? Hai că să ne distrăm. O mulțime aici, de lucruri. Da, aici avem un arsenal de recipiente, așa le numim noi în organizare, recipiente sau containers, să zic așa în engleză, cutii mai pe românește, cutii coșulețe sau opțiuni de organizare. Fiindcă atunci când vine vorba despre organizare, de obicei, mai ales dacă te uiți pe Instagram sau, nu știu, în alte părți, vezi tot soiul de chestii băgate ca lumea în cutiuțe, în coșulețe și arată toate minunat și au aceeași culoare. Exact. Știi, și îți place, exact, și e fain, da, nu? Da, da. E, dar ce se întâmplă? Omul se uită la treburile astea și zice, oh my God, vreau și așa ceva la mine acasă și fuge la primul magazin de specialitate, cumpăr un coș plin cu cutii. Ajunge acasă, mă, și nu intră. Nu se potrivește în sertar cutia. Este prea mică, nu merge pe raftul nu știu care, știi? Și atunci zice, ok, pentru mine organizarea nu funcționează și rămâne cu alte lucruri în plus. Știi, în casă, fiindcă alea o să fie niște cutii care nu sunt folositoare. Exact, da. Și nici le folosești. Ei, mare aplicabilitate nu au, adică nu e ca și cum, hei Vlad, n-ai vrea să, iartă-mă, te-am botezat, trebuie să-ți dau un miel. Ok, zic, hei Valentin, n-ai vrea să-ți dau, nu știu, un recipient, o cutie organizatoare? Tu nu o să zici, da, Mădălina, nebunesc după chestia asta. Da. Bun, ok. Și atunci, haide să o luăm de la început. Primul lucru de care trebuie să ținem cont este măsura. Trebuie să măsurăm locul pe care dorim să-l organizăm, raftul, dulapul, adâncimea, da? Sertarul. Ca să știm ce fel de polița. Recipient ne trebuie pentru acel loc. Exact, da. Asta este în primul rând, da? Metrul ăla de croitorie este prietenul oricărui om. Și cu el plecăm, cu dimensiunile frumos, plecăm în magazin și de acolo vedem cam ce ne trebuie știind, cam ce dorim să organizăm. Și aici v-am adus mai multe opțiuni, să zic. Una dintre ele clasică și ar trebui să o avem noi pe... Cred că avem în casele noastre o tăviță. O tăviță, da. Ce ai pune tu într-o tăviță de genul ăsta așa? Dacă mă întreb pe mine, da, nu știu de ce, dar în mintea mea așa când o văd, eu mă gândesc la frigider, nu știu de ce. Nu cred! Nu m-aș fi gândit la frigider niciodată. Nu? Dar nu-i rău. Nu? Nu este rău, fiindcă asta, dacă nu mă înșel, asta chiar este food grade și este. Așa. Ok, dar unde? Unde o punem pasta? Ok, asta este foarte bună în baie, asta este foarte bună. Ia gândește tacâmuri aici. Vezi un deschizător de conserve, vezi un tirbușon aici, cum ar fi? Da, 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 o foarfecă de bucătărie? Da. Exact, bun. Ei, asta este foarte bună și în baie, foarte ușor de curățat, pui acolo, poți să spui
gel de duș, lufa, da, whatever you săpun, use. Săpun, exact. Diferite lucruri. Da, bun, ok. Asta este o tavă, o avem. Bun. Acum avem un prieten al omului, coșulețul. Coșulețul în care putem pune multe zim, lucruri. Zim ceva, dă-le oamenilor niște idei. Pe ăsta l-aș vedea parcă în baie. Într-o baie drăguță amenajată așa. Ok. Sunt nebun? Zic dacă sunt nebun. Nu, poți să-mi spui că dacă sunt nebun. Nu, sunt nu, nebun, nu. Fraților? Nu, nu. Doar eu am văzut ăsta în baie? Nu. Îmi place cum gândești. Băile noastre de obicei sunt mai slab aerisite. Foarte corect. Exact. Și la umiditate... Da. Și uite, dacă pui un pic mâna pe el, nu știu exact din ce este făcut, dar parcă nu l-aș ține așa foarte, foarte mult, da, în apă, da, și căldurică. Da, 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 da. Știi? Ce părere ai de ăsta pe un hol? Genial. Pentru... Ce ai pune în el? Ah! Chei. Cool. Dezinfectat de mâini, o măscuță. Un încălțător mic, de mici dimensiuni. Ok. Da. Încărcătorul, căștile, ar putea să intre aici? Cu siguranță, da. Ar avea loc toate, da. Foarte bine, și perfect. Și toate, ca să nu le uiți, le ții cumva în hol, chiar acolo la intrare. Într-un singur loc ușor. Ia uitați. Da, e foarte frumos. Super, super. Ok. Aici avem un alt prieten al omului. Este un coș un pic mai consistent. Ok. Zim. Unde? Stai, trebuie să mă conectez cu el mai întâi ca să pot să-mi dau seama. Ok. Deci pe ăsta... Deci chiar nu-mi dau seama, poate ceva, nu știu, balcon? Nu este rău, bravo, balcon de baracă mare. Okay. Ia hai să ne gândim aici, făină, mălai, paste. Niște cutii cu paste, da. Niște cutii cu paste. Zahăr. Da, zahăr, cum să nu. Condimente. Condimente, bravo, ăsta este heavy duty, ăsta duce ceva, știi, adică ăsta o să și suporte greutate. Uite, da. O altă recomandare așa de la început, căutați culori neutre. Care se potrivească la orice. Exact, care se potrivească la orice, dar să nu te muște de ochi. Bun, ăsta fiind metalic, merge și în baie, dacă e de calitate, știi, Doamne ferește, să nu-ți facă vreo rugină, dar ăsta nu o să facă. Bun, super. Aici avem o chestiuță un pic mai complexă. Pe birou. Bravo, bun. Ok, am pe birou. Da, okay, evident, okay. Da. Sau, dacă ne machiem. Ah, sau pentru o domnișoară. Da, exact, sau dacă ne machiem, da, aici, ia uite, pudrieră, nebunie, pensule, dar pe birou este perfect. Da, aici avem, nu știu, postituri, instrumente de scris, este grozav pentru copii, chiar este minunat. Dar știi cum am gândit? Spune-mă că m-am gândit la treaba asta, parcă pusă așa pe perete, nu știu de ce. Așa, un răftuleț, așa. Și aici poate chiar să pui o oglindă, o oglinjoară micuță în care stai. Măi. Vezi, am zburat de parte, nu, tot nu m-am gândit la ea la birou neapărat. Dar este absolut grozav să fim creativi. Nu așa? Pe bune? Viața, dragilor, dacă n-am fi creativ, dacă nu ne-am lăsat mintea să zburde. Just find your system, să-ți găsești propriul sistem. Vorbește-mi despre asta. E, uite, aici chiar trebuie să pun mâna și să mă conectez. Ce este acest obiect misterios? Micuneala secretă. Exact, da, chiar că... Nu știu, deci crede-mă că nu am nici cea mai mică idee. Pentru capace. Îți șoptesc colegii, da, recunoaște. Ne-au spus colegii în cască. Unu, stai la loc. Pentru capace. Okay. Bun. Mă lăsai până mâine, mâine la ora asta, dacă stăteam până mâine la ora asta, n-aș fi capace de oală. Este eu n-am mai văzut. Super ok pentru capace, da. Este foarte ok pentru capace. Știi pentru ce mai e foarte bun? Pentru farfurii. Da, în loc exact să ai teancul ăla, știi, ridici, scoți, tragi farfuria. Ca cele pe care le pui la uscat după ce le speli, exact, și ți-ai luat farfuria, ai pus-o aici la loc. Știi la ce mai folosesc eu pe ăsta? Și poate o să vă dau o idee interesantă, cărți pentru copii. Aha, care sunt și pot intra, exact. Sunt și mai subțirele și pot intra acolo. Și aici avem câteva cărți pe care copiii noștri le citesc, nu știu, în săptămâna asta sau în aceste două săptămâni, pentru cine face rotație de jucării sau de cărți. Dar bine, cumva orice la dimensiunea asta, cred că poate intra foarte bine aici. Absolut, da. Super, super. Okay. Dar la capace, până mâine mă lăsați, dar acum chiar și are utilitate într-adevăr. Uite, o să sărim un pic la ceva mai neașteptat. Da, hai că știi aici. Și nu este organizatorul ăla clasic la care chiar te-ai aștepta, doar că ăsta adresează o problemă pe care cu toții o avem. Okay. Cabluri, căști, fire. Doamne, fire. Da, eu mi-am ocupat un sertar cu ele. Am un sertar în care le țin pe toate acolo, bine, sunt cei drept destul de încâlcite între ele, îngrămădite, încărcătoare, chestii, cabluri, tot. Da. Dar chestia asta pare foarte tare. Da, dar vezi, îl iei, bagi aici, pam. Elastic acolo, da. Yes, ai elastic cele alea, ai elastice aici, aici intră mufa, aici poți să intre două încărcătoare, știi? Și nu-l descurci de alte șase încărcătoare în același timp, le pui frumos faci pe toate poziționate acolo. Faci treaba o singură dată, și... exact. Și dacă ai foarte multe cabluri și așa, uite, de exemplu, nu știu, ăsta poate să fie, poți să-i pui aici o etichetă sau ceva, să scrii pe... Da, ăsta poate să fie pentru laptop, altul poate să fie pentru telefoane, altul poate să fie pentru God knows what, sisteme audio sau jocuri.
și să ai câteva portofele de genul ăsta în casă. Asta chiar e o problemă. Mai puțin spațiu, da. Pentru că, într-un fel sau altul, dacă îmi imaginez acel sertar, nu cred că sunt atât de multe încărcătoare, dar ele cumva pare un fat. Nu sunt atât de multe încărcătoare, ocupă foarte mult spațiu și uite, doar așa, ca să-ți fac ție o plăcere, iată. Ei, ați văzut că și aici avem utilitate la acest... Okay. Da. Aici avem o cutie clasică, albă, frumoasă, un capac. Dacă luăm mai multe cutii de genul ăsta, putem să punem tot soiul de provizii în el, putem să ne gândim la condimente, Asta poate fi, cred, și o creioane, carioci. Eu știu ce aveam când eram mic? Eu aveam o cutiuță cu amintiri. Bravo, așa cutiuță cu amintiri. În cameră, da. O țineam la mine și o cutiuță cu amintiri. Cred că și acum o am pe la e-mail, o să mă gândesc un pic așa. Da. Și tare drăguță. Adică o cutie simpatică, simplă. Exact, da. Merge oriunde. Asta este perfectă, din balcon, în baie, pe hol, unde vrei tu. Uite, aici este o chestiuță foarte interesantă și ia te întreb ce pui în ea. Sau ce am pune noi în genul chestii acesta de recipient. Bravo, pe care vrem să le separăm. Dar nu-mi dau seama exact ce am vrea să separăm, cât să nu atingă... Hai să vedem cercei, inele, lănțișor. Bijuterii. Ce părere ai? Da, corect. Da, m-am uitat acolo ce am trișat. Da, ai și, ai și asta, nu știi, și într-o oglindă aici. Ba da. Mamă, ce tare asta. Da. Asta e mișto. Da, e foarte drăguță. Dar uite, vezi, să știi că asta merge și la o fetiță, unde își pune elasticul, cercelușii, câteva brățărele, nu? Da, ar putea să fie foarte bună. Super tare pentru fetea asta. Și merge, cred că și în dormitor merge... Și ia, oriunde. Vezi ce faci cu asta. Zic, de ce ați adus-o pe tanti asta aici? Așa, bravo. Ok, hai. Am făcut bine? Da, ai făcut foarte bine, bravo. Băi, de ce? Da. Făceam cubul Rubik când eram mic, exact. Din trei mișcări. Și uite-te, într-o secundă avem un recipient lavabil, poate să meargă din nou în orice parte a casei noastre. Asta mi se noastre. Pare foarte tare că ai putea să le iei și în vacanță cu tine. Dacă l-ai în vacanță pliat, cu tine. Pac, exact, bravo! Nu? Mă, uite ce idee mi-ai dat, nu m-am gândit la asta. Asta poți să iei dacă ai nevoie de un mic organizator în vacanță, mă gândesc, nu? Foarte tare, da, exact, da. Iar astea sunt pe mai multe dimensiuni, ați văzut, nu ocupă spațiu, se poate spăla foarte ușor în cazul în care îl murdăriți. Eu pe ăsta l-am folosit de la copil la bucătărie, în orice spațiu, în casă, real, în baie, deci materialul ăsta se și curăță. Da, evident, da, îl cureți. Așa. Okay. Ce mai avem aici? Uite, aici te las să te joci un pic. Ia să vedem, aici avem niște, ca niște borcănașe, dar nu sunt borcănașe. Da, da, lasă. Ia, vezi, te rog, suportul pe care stau. Ce face ia el? Ia să vedem ce este cu acest suport. Ce-a făcut? S-a rotit. Deci asta zic. Vezi, frate, manevră. Speram să descopere mai repede, dă-i. Deci, practic, dacă îl țin într-un loc care e poate mai puțin accesibil, să spunem într-un dulăpior, o chestie. Sau să spunem, uite, aici sus. Nu poți să te întinzi să faci așa, după el acolo să-ți rup mâinile. Exact. Și ai făcut frumos, ia uitați. Jbrr. Și vine la... Și iau pe ăla de care am nevoie. Boticul căluțului. Și aveam nevoie de zahăr. Am imerit cafea. Nu contează. Okay. Aveam nevoie de ceva. Bun, pentru asta avem etichete. Dar știi cum se cheamă asta? Lazy Susan. Să traducem în limba română? Lazy Susan. Suzana cea leneșă. Cea leneșă. E foarte tare. Da. Foarte tare chestia asta. Pentru că, repet, eu de multe ori la mine mă chinui și caut niște chestii, niște condimente, niște borcănașe cu zahăr pe care poate ne-am mai folosit. Nu știu, să bag așa mâna pe acolo și la înălțime. Acum nu mai bași mâna, fiindcă îl rotești și vine la tine. Și vezi că ăsta poate fi folosit și în frigider. Da, o să vreau să știu de unde ai luat toate chestiile astea. Probabil nu avem voie să folosim, să spunem acum. Nu sunt foarte multe opțiuni în România. Nu sunt foarte multe opțiuni în România de unde putem să luăm. Bun. Hai să vă mai arăt aici. Aici avem un înălțător, da? Și el ajută un pic la accesibilitate în momentul în care, imaginați-vă acest dulap lung, da? Și ai tot soiul de borcane acolo. Exact. Dacă înălțăm un pic, facem înălțare, ne vine un pic mai ușor să organizăm, să apucăm lucrurile. Este ușor, este frumos, estetic. Este o soluție bună de colț. Aici, mititelul ăsta, că tot am pus mâna pe el, noi n-ar trebui să fugim de cutiuțele mici. Gândește-te la esențe aici, gândește-te din nou la mici bijuterii, agrafe de birou, little small things, dar n-ar trebui, se poate folosi cu sau fără capac. Sau dacă ai, nu știu, un condiment pe frat, îți plac fulgi de chili foarte mult, cred că poți folosi asta și pentru, nu? Cu condiția să fie plastic care să meargă cu mâncarea food grade, nu știu cum se traduce în română. Ok, e un standard al plasticului. Exact, am înțeles, okay. Aici v-am adus borcanul ăsta, o să zice, și-a adus fata asta un borcan. Scrie pe el, fraților, paste. Dar, exact, de ce l-am adus? Putem să folosim etichete oriunde în casa noastră, da? Poate nu mai știm ce, dacă ne place să le vărsăm, să vărsăm din punga aia urâtă, și să băgăm într-un borcan frumos, dar vreau să scriem pe el să știm ce este eventual, mă rog, pasta este general, dar poți să spui pasta integrare, timp de fierbere 8 minute, paste expiră în. Paste din mazăre am găsit eu și mi-a plăcut. Paste din mazăre, paste din linte. Yes. Exact. Asta este o idee foarte bună ca să organizăm, să arate foarte bine. Spune-mi, te rog, ce ai băgat tu în băiatul ăsta mare? Nu spune murături. Ba. Nu.
Altceva, hai să fim mai creativi. Ce facem noi cu ceva de atât de mare dimensiune în casa noastră dacă nu-l folosim la mâncare? Nu la mâncare? Deci nu la ieșim mâncare. Din bucătărie. Ieșim din bucătărie. Ce punem în el? Și e frumos. Doamne, nu, așa. Doamne, avem ceva în cap, dar nu cred că e ok. Hai zi! Nu, nu pot, nu pot. E, ce e ceva rău. Șosete. Ce? La șosete, fix la șosete m-am gândit. Nu, deci stai că... Nu, la șosete. Deci ceva mai frumos. Uh-huh. Pușculiță. Uite, îmi zic colegii în cască, pușculiță. Nice. Bravo, colegii. De ce nu? Cum să nu? Cred că o să se facă foarte greu. Dar aici putem să punem detergent. Putem să punem capsulele de detergent. O să arate genial. Cu o măsură din aceea, cu un scoop din ăla, o lingură de aia mare. Bun, da. Vai da, de da. Mine, cum arată. Și ai luat și ai pus direct în mașină. Exact, și ai luat și ai pus direct în mașină și nu te mai chinui cu sacul ăla de praf. Care exact. Se vede urât și ling și pisicile. Yes. Exact. Și pui asta genial, aici. Da. Arată foarte asta. Bine, este foarte simpatic. Deci dincolo de murături. Dincolo de murături, trecem bion. Asta este ceva pentru doamne. Eu, de exemplu, îl folosesc pe ăsta la postituri, dar aici ne gândim pudriere, mini palete de machiaj, arată super, super bine. Ok. Să știi că l-am folosit o dată și în bucătărie, dar sunt rare cazurile în care să ai chiar atât de multe pliculețe, gen gelatină, baking soda și așa. Dar odată l-am folosit. Zahăr vanila, da, merge ca dimensiune. Este un organizator foarte frumos. Asta este unul dintre preferatele mele. Asta e pentru frigider. Dacă îmi spui că asta nu e pentru frigider... Asta este pentru frigider, gata. Am nimerit-o pe asta. Gata, asta chiar este pentru frigider, dar vreau să zic din nou, eu pe asta îl folosesc oriunde. Ok. Am pus materiale de pictură pentru copii. Bă, cred că aș pune și șosete în asta, deci aș pune orice. Să știi că ar fi, s-ar integra acolo. Da, este pentru frigider, este pentru frigider, este pentru sticle, este pentru conserve, fructe. Compot. Fructe, ce vrei tu? Merge, orice, da. Merge foarte bine să știi și la baie. Îți pui aici un, doi, trei șampon, gel de duș și balsam. Ia uite, este perfect. Da, asta chiar da. Uh-huh. Asta chiar e tare. Pe un răftuleț acolo, vum, l-ai tras. Are mâner, este minunat. Eu îl iubesc pe ăsta. Să ții măsurile corecte, să-ți măsori cum trebuie casa și spațiul pe care vrei să-l organizezi. De asta am început cu măsurătorile, da. Aici avem un simplu, simplu separator, vine pe foarte multe dimensiuni, putem să punem în el orice dorim, putem să separăm un sertar, categorii, vine pe multe dimensiuni, mai mare, mai lat, mai mic. Iar aici este, voiam să vă arăt unul clasic de condimente, pliculețe de condimente, da? Aha. Mărărel, busuioc, coriandru. Whatever. Chili, usturoi granulat. Exact. Tot ce vreți și le aveți aici, așa, da. Vă sugerez să le ordonați în ordine alfabetică. Începem de la A și ne oprim, nu știu, la Z, ce avem noi pe acolo, da? Întotdeauna când o să luăm coriandru, nu o să-l mai azvârliți aici în față, o să căut. Îl pui la C. Vă dați seama, condimente în ordine alfabetică. Asta e culmea ordinii posibil. Deci, doamne, wow, dar eu numai așa le fac. Mi se pare super tare. La mine... E tare. Nu vrei să știi. Și ultimul lucru, avem un coșuleț, aici scrie useful things. Eu de obicei recomand pe ăsta pentru unuseful things, pentru toate lucrurile care sunt rătăcite. Ăsta este foarte bun în camera copiilor, este excelent în sufragerie. Dacă... Jucării? Da, dacă ți se rătăcești șosetele în sufragerie, de exemplu, că este leitmotivul discuției noastre, șosetele sunt, ți le iei frumos, le pui în ăsta. La finalul zilei, ăsta ar trebui să fie ca un soi de... catch-all pentru toate lucrurile care n-au ce să caute în sufragerie. Și la sfârșitul zilei tu ai venit, aici ai, nu știu, niște lumânări, ai o brichetă, ai șosetele, ai un cablu și pleci frumos cu el și le pui pe toate, pui pe toate la locul în casă, la locul lor. Lucrurile alea aruncate prin casă. Da. Iar cu asta ce facem la sfârșit? Unde îl punem la loc? Îl punem într-un loc în care să fie accesibil atunci când ne trebuie să le strângem pe celelalte. Înapoi în sufragerie. Înapoi, asta zic, înapoi, adică în sufragerie, de unde l-am și luat când am început să le strângem. Exact. Hai, îți mulțumim foarte mult pentru toată această lecție de organizare, putem spune, cu tot ce e pe aici, uitați, toate, okay. Cu coșulețele, cu tot ce e pe acolo. Și acum, dacă tot am învățat să ne organizăm, eu să facem o călătorie în munții Lotrului, acolo ne poartă cine alții decât prietenii noștri de la Stamps on the Passport. Pentru că este weekend de vară, bineînțeles că am fugit de căldura din București, la munte. De data aceasta, pentru două zile, în munții Lotrului. O să fie o oază de liniște, o să fie foc de tabără, o să fie mâncare bună, o să fie căluți. Abia așteptăm. Din București am plecat pe Valea Oltului și am ajuns până la Călinești.
unde am parcat mașina, pentru că locul respectiv nu este accesibil cu orice fel de mașină, ne trebuie o mașină specială care poate ajunge până acolo, așa că l-așteptăm pe Mircea să vină și să ne ia, să ne ducă la fabuloasa locație. E liniște așa, e miroase a pădure, miroase a natură, miroase a, nu știu, vacanță. Îmi place drumul ăsta. Este foarte interesant. E foarte cool, așa bine, de off-road, e foarte mișto drumul. Și chiar e un drum foarte mișto, dacă ai cu ce să-l faci. Noi nu, că, păcate. Aveți noroc că e nevastă mea față. Ne ajungi în minunatul loc, căsuța noastră pentru următoarele două nopți. Avem și bodyguard. Nu, stai cu locul amândoi. Ia să vedem, să vedem. Oh, ce bine. Nu mă poți opri. Are două. Ia uite, Costin. Costin, ia uite locul unde vei sta tu mâine. Aici, în hamac, știi cum stau? La umbră. Am și semnal la 4G, perfect. Am ce face mâine. Relaxare. Căsuța noastră pentru două zile. E foarte tare. Oh my god. Și că este din povești. Da. Deci e foarte tare. Îmi place. Practic-ip. Așa, mă lași pe mine să intru? Te rog să intri tu prima. Haide, lasă rucsacul jos și intră. Tam, 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 tam. Vai, deci este fix ca în povești. Ha, ce tare! Vai, cât de mișto e. Ce mișto e. Și a reșit, deci sobița asta e genială. Da, și sobiță. Și sac de dormit. Da. Foarte tare. Un sac avem și noi, da, ne trebuie. Deci este foarte, foarte tare. Este timpul pentru o mică gustare. Costin, ce faci acolo? Pregătești gustarea? File roșii cu brânză, cu cascaveți și cu slănină. Ha, ha, ha. Fii aștept. Mamă, dar cum arată? Poftă bună! Mulțumim! Hai, deci cum arată? Ah, o mică gustare foarte bună cu șuncă făcută în casă, cu roșii care au gust, cu brânză de la stână, foarte, totul foarte gustos. Iar acum este momentul pentru relaxare. Soarele a apus deja. Este vreme perfectă, nu este nici frig, nici cald. Bine, na, îți iei ceva, o helancă, ceva mai grosuț, dar e perfect. E perfect de stat afară și de, nu știu, ascultat muntele, greierii. Deci este perfect. Cât de bine e?
Bună dimineața! Am dormit foarte bine și ne-am trezit în miros proaspăt de munte. Iar acum, până când gazdele noastre pregătesc micul dejun, am ieșit la o mică plimbare să caut căluții. Pentru că Nedeea Vâlceană este despre căluți. Și sunt pe undeva pe aici, prin munți liberi, și aș vrea să-i găsesc. După mic dejun, acum este momentul perfect să plecăm un picuț la plimbare cu minunățile astea din spate. O să plecăm undeva în jur de ora 12, o să ne plimbăm cu ei prin munți, câteva ore, abia aștept. Gata, ne pregătim. Eu am înțeles că o voi avea pe Sasha, care este acolo, un căluț alb, probabil că este iapă. Înțeles că este mai cu minte. Nu știu cum se strânge asta. Trebuie să strâng eu, da. Stai puțin. Hai să folosim terenul, la avantajul nostru. Îți aduc un scaunel? Am o problemă cu mobilitatea. Gata, parfait. Cine mai are? Distanța între cai, când hai, plecăm cu ei, e bine să păstrăm distanța de un cal între ei. Ei mai au... Nu poți să o copiem pe cealaltă. De reglat. Ce anume? Căriță, gata. Așa, piciorul mai... Ierarhie de negociat. Și trebuie să păstrăm distanța între ei. Cine n-a încălecat? Eu. Da. Pornim. Prima pauză pe ziua de azi. Cred că am mers o jumătate de oră, un picuț așa pe un drum forestier. Iar acum cred că urmează să intrăm așa mai adânc în munți. Hai pe căluți! Am lăsat căluții liberi. Ah, ce bine și ce cald e. Hai că am găsit ceva. Ce aveți, bă? Băi! Au venit toți aici. De ce au venit toți aici? Cavaleria. Hmm?
Timpul trece, Înghețata dispare, mai aveți timp doar până la ora 16 să veniți la maratonul Înghețatei. După cum bine știți, sponsorul nostru Siviero Maria Gelateria ta italiană pune în fiecare zi până la finalul verii la bătaie 2 kg de înghețată pentru primul telespectator care vine aici la Casa Presei, Corp A3, etaj 4, intrarea de pe Alea Tipografilor. Așa că tot ce aveți de făcut, după cum v-am spus, veniți, faceți un story, tag Metropola TV, tag Siviero Maria și ați plecat cu 4 casolete, fiecare cu ce aromă vreți voi. Dacă vreți să veniți sau nu să luați înghețata, eu zic că cel mai bine ar fi să vă ascultați inima. Pentru că asta ne propun și Alexis și Ryan în melodia care urmează. Alexis și Ryan în direct alături de noi la matinal. Bună dimineața, băieți! Bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Super piesă, parcă are și niște vibe-uri așa, parcă de vară. Mă duce cu gândul la parcă o poveste de dragoste așa de vară, știi ce zic? Da, când am gândit piesa, că pur și simplu a fost așa, a venit așa din neant. Ideea la piesă, nu ne-am gândit neapărat să fie o piesă de vară. Ne-am gândit să fie o piesă pentru toate anotimpurile. Povești de dragoste sunt tot timpul, Exact. Și na, am lansat-o acum în perioada asta pentru că noi avem două variante la piesă. Avem și variantă în spaniolă, pe care o să începem să o promovăm la sfârșitul lunii august. Ce drăguț! Da. Super. Unde ați filmat? Că mi se pare cunoscută acea sală. Poate fac eu o confuzie sau... Este un teatru din București. Un teatru din București, da, nu? Da. Ok, vorbeam. S-ar putea să am dreptate, de-aia nu dădeam seama. Și foarte mișto și conceptul clipului, cum voi stați acolo, practic, juriul. Și vin diversi concurente. Când am hotărât să... După ce am terminat piesa și am hotărât să filmăm clipul la el, toți din jurul meu, să facem clip la mare, să facem... Și tocmai de asta spuneam mai devreme, că noi nu am văzut ca pe o piesă de vară. Am discutat cu Lucas, tipul din clip, dansatorul Lucas Molina. I-am explicat ideea, după aia am sunat băieții cu care am făcut clipul. Ei au făcut... Lucas ne-a ajutat cu locația, cu teatru. Și am zis să facem o idee mai... cum să zic eu, mai special așa, că nu multă lume a făcut o idee de genul ăsta de video. Da, nici eu n-am mai văzut. Toată lumea, mașini, mare, bikini. Da, și vara, într-adevăr, este o supra-saturare așa de videoclipuri filmate la mare. Toată lumea filmează la mare, că e vara, toată lumea la plajă. Da. Toată lumea acolo. Bine, unii mai schimbă plaja, mai merg în alte țări, poate, sau ceva, dar tot aceeași, aceeași bază. Mai simplă, mai frumos. Da, și cred că e o melodie care se potrivește așa, tuturor îndrăgostiților în general. Indiferent de poveste, de anotimpul în care s-au cunoscut, asta a fost ideea. Care o ascultă. Asta a fost ideea, da. Eu pensam că a fost ascult cumva, cred că și iarna. Corect. Asta a fost ideea de la început, să fie catalogată drept piesă de vară. S-a întâmplat să o lansăm acum în vară. Dar din vară mai avem voi ce planuri aveți vara asta? Mai aveți proiecte? Păi, deocamdată suntem cu piesa la promovare. Cum ți-am spus, din august, la sfârșitul august, o să începem să promovăm și piesa în spaniolă. O să, la piesa în spaniolă o să venim cu un alt fel de concept, cu dansatori, cu chitariști. Vrem să facem ceva mai pentru internațional. Iar ceea ce ține de viitor, deja nu mai avem încă două piese, cam 80% terminate. Și? Melodia aceasta parcă spune așa, vorbește despre cât de important este să lupți pentru cel iubit. A fost la mijloc, poate, dacă nu sunt prea personal, întreba, vreo experiență personală, poate a avut unea dintre voi. Mi se pare că artiștii își transpun în piese și pun în fața publicului ceea ce au trăit ei în versuri. Da, piesa a fost făcută... Ok, cred că da. Cred că este un da acolo cumva, stimați telespectatori. Da. Nu se știe care dintre ei, dar unul dintre ei a avut ceva acolo. N-ai cum să scrii ceva frumos fără să treci prin lucruri. Da, cred că e foarte important. Fără să simți. Paradoxal, poți să treci și prin lucruri nu prea plăcute și să scrii ceva plăcut. Ceva frumos, da. Pe bune? Da. Să fii stare mai nașpa și să scrii o chestie care... Mie mi s-a întâmplat de multe ori. Mi s-a întâmplat de multe ori. Când aveam o stare așa mai... să scriu piese pozitive și de dragoste. Dar într-o stare așa, să spunem, neutră. Nu ești nici supărat, nici vesel, nici... De unde vine inspirația în acele momente? Că am înțeles că din intensitatea unor sentimente de multe ori se naște actul artistic. Dar când ești undeva echilibrat, ești la mijloc. Se întâmplă pur și simplu să ai un spark, nu știu, o chestie. Ai văzut o chestie, ai auzit o chestie undeva și... Da, și de acolo... De exemplu, la piesa Inima...
am avut o perioadă de vreo două săptămâni, așa, o săptămână, două maxim, de am ascultat Maluma o piesă, aveam Maluma o piesă, Sobrio se numea, și era o filmare de la o petrecere cu niște prieteni de-a lui. O săptămână continuă am ascultat-o în mașină și în studio și într-o zi a venit așa, ca din neant. Eram cu colegul, cu Andy, care producătorul, care lucrăm în studio și pur și simplu a venit așa. Ne-am zis, hai să ne apucăm de ceva. Ne apucăm de ceva. Și ne-am apucat, da. Da, da, da. Oricum, piesa am schimbat-o cu instrumentalul de vreo 2-3 ori. S-a lucrat ceva la ea. Vreo 2 luni de zile cam lucrat așa la ea. Pentru că nu ne dădea nouă la final. Și în sfârșit s-a întâmplat să ne dea. Mi se pare super tare și ideea de care ne-ați spus că piesa asta de acum o scoateți în două variante. E deja. E și varianta în spaniolă. E de 3 zile pe YouTube și de asta am zis că din sfârșitul august o să începem să mergem cu ea la promovare. Super, super. Și vara asta totuși mai aveți timp și proiecte vă că aveți, dar vreo vacanță. În momentul în care să uitați de studio, de tot, de gata, plecăm, ne relaxăm, poate chiar scriem ceva, poate să-ți vine inspirația în vacanță, nu? Mă gândesc. Se poate. Da, vacanțe am avut, o să avem iarăși din weekendul viitor, plecăm un pic în vacanță, să ne întoarcem cu forțe proaspete. Pentru și mai multă muncă. Da. Dar de fapt muncă, cred că voi de fapt... Nu e neapărat muncă. Îți place ceea ce faci când simți... Exact, exact. Că artist nu cred că simți luată munca, poate bine, poate uneori oboseală, chestii oboseală, se acumulează, dar normal. Oboseală, da, dar muncă mi se pare așa că e o muncă foarte... Ai, de nu poți să... Te duci să dai cu sapă. De nu poți să duci. Îți pare că nu simți poate că muncești făcând ce-ți place. Corect. Toată treaba e distracție, pentru mine e distracție. Fac asta de 20 ceva de ani și e ok. Pe o parte poate fizic consumi energie, dar cred că totodată e un paradox, te și reîncarci din ceea ce faci, nu? Tot timpul. Mai ales că mi-am strâns așa, în jurul meu mi-am strâns oameni cu energie pozitivă. Și cred că asta contează și mai mult, echipa pe care o ai și oamenii cu care intri în contact și le furi așa din vibe. Noi, cel puțin noi, ne știm de 8 ani de zile. Eu l-am descoperit, pot să spun, i-am descoperit pe Facebook într-o zi, am văzut o filmare cu el și încă doi băieți au avut și erau pe Facebook. Și cântau băieții, am văzut, i-am sunat a doua zi și am înființat un proiect. Băieții se numea trupa, acum 2014. 7 ani. 7 ani, da? 2014. 8 ani. 2014. Da. Au scos 3 single-uri, după aia fiecare a luat-o pe drumul lui, că au ales ei să meargă fiecare pe drumul lui. Și acum, de curând, l-am sunat pe Alexis și i-am spus, zic, te rog frumos să-mi faci o vizită la studio, că avem treabă. Super. Și așa s-a legat inima. Vă mulțumim foarte mult. Și să știți că vă mai așteptăm și cu celelalte piese, pentru cum că are drag. Asta mi s-a părut mai încărtare. Și vorbim și de videoclip și de mesajul piesei, a fost așa cu impact și mi-a plăcut foarte mult. Mulțumim. Și, repet, vă mai așteptăm. Vă mulțumim. Cu mare drag. Cu mare plăcere. Și, dragilor, după cum foarte bine știți, mâine dimineață ne revedem de la aceeași oră, de la ora 9. De data aceasta o să vină și Georgia. Nu mai trage chiulul și nu mă mai lasă singur să vă spun eu toată adresa Metropola TV pentru concursul cu înghețata. Așadar, până mâine, rămâneți cu bine și să aveți un început de săptămână absolut fantastic. Vă pup! Maratonul Înghețatei, toată vara la Metropola TV, proiect susținut de Siviero Maria, gelateria ta italiană.